Abonați-vă la Kitoons și lăsați distracția fără sfârșit să înceapă! Cry Babies, Magic Tears. E lumea prietenie și aventurilor magice. Cry Babies. Legenda lui Narvi, partea 1. Și așa a descoperit că mirosul urât venea de la... scutecul lui. Oh! Ups! Dăm înapoi. De la scutecul lui. Oh! Ce reflexe bune! Mulțumesc! Acum e rândul meu! Wow. Aveți grijă, pentru că acest monstru rău urăște bebelușii! Vă prezint legenda lui Narvi! Wow, Narvi! Cu puterea conului de aur, Narvi poate transforma orice privea în aur. Sigur a privit spre Suzeta de aur. Și de aceea este aur. Corect! Poate să-mi facă placa de aur? Niciun bebe n-a îndrăznit să se apropie de Narvi. Atunci nu sunt interesat. Te provoc! Eu voi descoperi noi constelații mult mai puțin periculoase. Vreau să fac poze. Oh, hei! Oprește blițul! Nu mai vedem! Și cine oare îți va arăta drumul? Oare cine? Oare cine? Asta îmi trebuie dacă am deschis subiectul. N-are cum să fie așa de rău. Crezi că puterea de aur e reală? Nu voi privi, în caz că este adevărat. Ochelarii lui Jacques! Da, i-am împrumutat. Suntem foarte aproape. Urmați-mă! Mergem de 3 ore și suntem fix în același loc. Ce-ar fi să ne întoarcem acasă? O piatră de aur! Asta poate însemna doar că... e peștera lui Narvi! Acum că ați văzut-o, să mergem acasă până nu se trezește. Hei, Narvi! Vrem să te cunoaștem! Îți place înghețata? Ajutor, ajutor! Ne va transforma în aur! Poate că nu voia să ne transforme în aur, ci doar să gustăm înghețata de aur. Trebuie să fie delicioasă. Ce păcat! M-am speriat și am scăpat-o. Nu e timpul pentru poze, Deggy, e serios. Putem să mergem înapoi să o luăm? Eu nu mai merg acolo. Hei, ce mă poți enerva? Narvi e un bebeluș, la fel ca noi. Și este singur. Bietul Narvi, poate a crezut că nu vrem să fim prietenii lui. Bietul Narvi. Putem repara situația într-un singur mod. Dăm înapoi! Nu are niciun gust. Narvi, vrem să fim prietenii tăi. Nu te teme? Narvi, nu vrei să te joci cu noi? Wow! Le ador! Îmi pare așa rău! Orice aș privi se transformă în aur. Chiar și animăluțul meu e de aur. Trebuie să-l ajutăm! Nu te teme, Narvi! Și eu transformam totul în înghețată până când am învățat să-mi folosesc puterea. Trebuie doar să te antrenezi. Uite! Poți purta ochelarii lui Jacques ca să nu-ți mai acoperi ochii. Aproape mi-am pictat unghiile aurii! Wow! Foarte la modă! Ce stil frumos! Îmi place! Să înceapă antrenamentul! Vezi obiectele acelea? Păi, să începem ușurel! Va fi un pic mai greu decât mă așteptam! Pare că îmi pot controla puterea acum. Un test? Perfect! Bravo! Nu are niciun gust. Ce bine că putem bea din biberoane împreună. Acum nu-mi fac griji că vă transform în aur. Știam că nu urăști bebelușii. Mulțumesc că îmi sunteți prieteni. Golden Magic Tears! Wow! Mulțumită vouă, nu voi mai transforma pe nimeni. Deși Biata Nara! Trebuie să o ajutăm! Oare Cry Babies o vor salva pe Nara? Nu ratați următorul episod! Cry Babies, Magic Tears. E lumea prieteniei și aventurilor magice. Cry Babies. În ultimul capitol Cry Babies l-au găsit pe Narvi, un bebe capabil să transforme totul în aur. L-au ajutat să-și controleze superputerile. Trebuie doar să rezolvăm o mică problemă. Legenda lui Narvi, partea a doua. Bebe Fantasy ne va da soluția. Și Nara nu va mai fi făcută din aur. Ne vom putea juca din nou. Da! Veți merge la spectacolul de magie? Missy! Oh, vai de mine! E așa înceată! Vom întârzia la spectacolul de magie! Vin! Un bebeluș! Bună, bebelușilor! Și are o statuie de aur! El e noul nostru prieten, Narvi! Și acesta nu e o statuie de aur. Este Nara și animăluțul meu. Însă nu mi-am controlat puterile foarte bine și am transformat-o în aur. Ne poți ajuta, Tina? Desigur, vom găsi soluția. Oricum am arătat spectacolul. Ești așa de bună că nu pot să nu-ți dau un cadou. Îmi place să ofer lucruri. Să transformăm animăluțul de aur într-unul normal. Am soluția, dar nu va fi așa ușor. Va costa destul de mult. E în regulă, o vom ajuta. Atunci fiți atenți la versurile mele. Dacă vrei să rupi o magică vrajă, a trebuit să ai apa pură. Cufunzi de 3 ori și cânti acest cântec. La ultimul strop de apă, apa își va face efectul. Cada magică și pură, răcoroasă și bubuie. Nu o confunda în cădiță, pentru că sigur nu va merge. Nu săpa nisip o groapă, nici asta nu va merge. Cada magică și pură, răcoroasă și cubule. E doar un loc magic și o spun destul de tragic. Acel loc unde e? Nu știu! În acest glob de aur e imposibil să văd ceva. Au! Dar cum vom găsi acum locul magic? Desigur, spectacolul de magie. Mie mi-a ajuns magia pe azi. Sigur vom găsi soluția în cartea de magie a lui Lala. Cartea de magie e secretă. Lala nu o să ne-o arate niciodată. Nu că mi-ar plăcea, dar trebuie să o împrumutăm. Și acum o să citesc cuvintele magice. Abracadabra, hocus pocus, vei deveni o înghețată dulce. Scuze, Lala, dar mai bine lăsăm înghețată pe seama lui Dreamy. Acolo e cartea! Acum, faimoasele ei trucuri cu cărți. Pentru acest număr ai grijă de inventar! Aplauze pentru Jazzy! Alege o carte! Foarte bine! Puteai să alegi alta, dar ai dorit-o pe aceasta! Uite-te la ea! Îți place? Perfect! Acum voi pune praf magic în acest joben! Și din interior voi scoate... Jazzy, ne poți arăta cartea? Oh, un trandafir! Să vedem ce avem aici! Opa, până data viitoare! Mulțumesc! Să-i spunem papa lui Lala cu o rundă de aplauze! Dar oare unde a dispărut? Ce căutați aici? Voiam să ne uităm în cartea ta de magie ca să ajutăm un nou prieten. Păi mă puteți ruga? Aproape mi-ați stricat spectacolul. A zis aproape. Această carte are doar trucuri. Doar un adevărat artist magician ar putea să... E aici! Vraja aceasta va funcționa doar dacă e făcută din apă. Lipsește o parte din pagină. Unde e? E în balonul de săpun. Ce ne facem acum? Ne-a transformat în aur! Bravo, Narvi! Vraja asta va funcționa doar dacă e făcută în apă, în marele lac curcubeu. Da! Acum știm! All the Magic Tears! Wow! de aur! Wow! Să mergem la lacul curcubeu! Hei, scrie aici că... Hopa sus, lady! Oh, da! Lacul e protejat de uragane groaznice! Oh, nu ratați următorul episod! Cry babies, cry babies, magic tears. E lumea prietenii și aventurilor magice. Cry babies. Îl mai știți pe prietenul nostru, Narvi? Tina a descoperit cum putem să-i aducem animăluțul la normal. Să mergem la lacul curcubeu într-un balon cu aer cald. Wow! Ce distractiv! Legenda lui Narvi, partea a treia. Aterizare de urgență! Sfârșitul călătoriei! Așa-i că a fost palpitant? Palpitant? Aproape ne-am prăbușit! Sunt amețită! Am ajuns în sfârșit! Unde e lacul? Nu am ajuns încă, Tina! Lacul curcubeu se află pe partea cealaltă a muntelui! Poftim? Cadă magică și pură, răcoroasă și cu bule! Să vedem! Conform hărții mele, suntem foarte aproape! Trebuie doar să trecem prin peșteră. E prea întuneric. Nu pot să văd nimic. Dreamy, nimeni nu vede. Cred că am o idee. Ce tare! Haideți să-l urmărim pe Rim ca nu cumva să ne pierdem. Bine! Bună idee! Așa facem! Cadă magică și pură, răcoroasă și cu bule! Ajutor! Ajutor! Picăm! Ajutor! Wow! Zăpadă! O ador! Ce tare! Este zăpadă? Ce drăguță! N-am mai văzut zăpadă până acum. La ce ne trebuie? Să facem bulgăreli! Hei! Hei! Acum am prins! Ia de aici! Avem o misiune importantă! Cineva vrea să redevină animăluț normal. Așa este! Biata Nara! A fost ultimul! Cadă magică și pură, răcoroasă și cu bule! Cadă magică și pură, răcoroasă și cu bule! Vom ajunge vreodată? Eu nici nu mai vreau să cânt. Simt miros de ape. Lacul e aproape. În sfârșit, am emoții. Wow! Lacul curcubeu. Țineți minte ritualul magic? Cântăm tare să ne ajutăm amica. Nara e scufundată de 3 ori, dar trebuie să avem grijă. Poate se odihnesc peștișorii. Râzi cumva? Nu ne ajutăm, prietena? Cum să o scufundăm pe Nara dacă lacul e înghețat? Înghețat? Oh, nu! Ce frumos! Putem patina! Lady, ai grijă! Wow! Cum ai făcut asta? Vreau să încerc! După mișcări pare avansat. Parcă toată viața ai dansat. Ai grijă, Narvi! Se sparge gheața! Nu te mișca! Ce ne facem? Ajutor! Gheața e subțire aici! O să cad în apă și e înghețată! Pleacă de acolo! Ia stai puțin! Am eu o idee! Wow! Ai transformat lacul în aur. Și acum nu se mai sparge. Dar ne tot pierdem echilibrul. Trăiască Narvi! Sunteți gata să cântăm? Doar așa norocul invocăm. Apa își va face magia. Încă o dată. Nu o scufunda încă. Mai multă energie. Banana cu roza și cu bule! Apa era rece. Trebuie să vorbim. Cu puterea ta și talentul meu putem face afaceri bune. Missy, nu mai discuta afaceri cu Narvi acum. Bine, i-am pregătit o petrecere specială de bun venit. Mulțumesc, bebelușilor! Golden Magic Tears! Wow! Minunat! Pijamale de aur! Nana și Narvi au rămas în vale cu amicilor pentru totdeauna. Wow! Înghețată de aur! Delicios! Nu are niciun gust, dar ți se face limba galbenă! Descoperind golful Tutti Frutti, partea 1. Brioșele astea vor fi delicioase. Of, e cald. Oh, ești bolnăvioară? Nu vei putea merge în vacanță. Ba, normal că merg. E doar pentru că e cald, din cauza cuptorului de la maxim. Așa e. E sănătoasă ca o căpșună. Oh, eu tot nu am planuri de vacanță. Poți veni cu mine în lumea fantasy. Vrei să-mi dai căpșunele? Hopa! Au fost delicioase! Ah! Cum ai reușit să mănânci așa multe? Scuze! Ciuti, du-te, te rog, să culegi căpșuni din pădure. Poate ar trebui să opresc cuptorul puțin. Wow, sunt uriașe! Și delicioase! Sunt fructe speciale pe care le mănâncă fantasy. Voi face cele mai bune brioșe din lume! Mirosul acesta nu poate fi real. Trebuie să le încerc. Wow! Mantia, cine este? Ea e verișoara mea, Lizzie, și a venit să petreacă niște timp cu noi. Andy, ești foarte norocoasă. Tocmai am făcut brioșe. Cu drag! Poftim! Una pentru fiecare. Sunt așa de bune! Fiindcă am folosit căpșuni speciale, ca cele mâncate de fantasy. Are sens! Căpșuni speciale? Nu am mai văzut până acum. Vreau căpșuni din acelea. Și eu! Și eu! Și eu! Eu rămân. Mai am ceva de făcut. Vin și eu, dar stau puțin. Trebuie să mă duc în vacanță în lumea fantasy. Vino cu noi, Lizzie! Wow! Am ajuns! Miroase a căpșune și pepene. Wow! Și a portocale. Locul acesta e de vis. Wow! Un paradis! Wow! Ai grijă, Lady! Miroase a fructe! Wow! Uite, gem! E o lume nouă! Este grozav! Wow! Ce banană uriașă! O gustare! Cea mai bună banană din univers! Uimitor! Gustul e mai bun decât mirosul! Nu mă voi sătura de fructe niciodată! E cea mai frumoasă vacanță! Oh, trebuie să mă întâlnesc cu Jessie! Stai, ea ce face? Mai mult ca sigur a uitat de noi! Nu o să învăț niciodată să fac obrigei de mână! Jessie sigur se distrează! Încă 5 minute! dușmani! Sunt drăguți și miros la fructe! Unde le duceți? Stați! Lady! Trebuie să le spunem celorlalți și să salvăm bebelușii de monștri micuți! Dar de ce ne-au adus aici? Ați mâncat toată recolta! Wow! Cry Babies, Magic Tears. E lumea prietenii și aventurilor magice. Cry Babies, Tutti Frutti. Sunt făcute speciale pe care le mănâncă fantasy. Vreau căpșunele acelea. Tutti Frutti. Dar de ce le-am adus aici? Ați mâncat toată recolta. Bun venit în golful Tutti Frutti. Da! Descoperind golful Tutti Frutti, partea a doua. Stați aici ca pentru o poză. Ajutor! Au luat bebeluși! Ce s-a întâmplat, Lady? Mâncam fructe uriașe care miroseau delicios și deodată am găsit niște monștri mici și colorați care vorbeau într-o limbă ciudată și... Fructe uriașe? Monștri colorați? Limbă ciudată? Vreau să salvez bebelușii. GPS-ul e pornit. Și eu. Contați pe mine. Am trecut pe lângă un borcan cu gem și totul mirosea delicios. Oh, ce bine miroase! #miros bine fructele. Wow! Nu vă mișcați! Micuții monștri pot fi oriunde. Era... pe aici! Nu! Pe aici! Wow! Roza! Ce-a fost asta? Sunt ei! Bebeluși ciudații pun să care fructele! Ce suc de portocale delicios! Nu se distrează! Ei le dau ordine! Trebuie să-i salvăm! Dacă vom fi prinși! Știu! Ne vom deghiza! Nu mai pot simți parfumul de la atâtea fructe! Bebeluși, priviți-mi costumul! Îmi place mult! Miroase delicios! Rim a găsit o urmă! Eu controlez fabrica dulce. O să fac 100 de jeleuri cu grapefruit. Nu! L-am setat să facă 1.000.000 de jeleuri. Va trebui să le mâncăm. Au! Hei, tu, cine ești? Ce caută o oglindă aici? Știam eu, sunt mai mulți bebeluși. Acesta e sfârșitul! Nu te teme, sunt prietenii noștri! Am crezut că ați fost răpiți! Ce bine că suntem împreună cu toții! Ce lacrimă minunată! Magic Tears Jelly! E vie! Ai grijă! Nu te teme, sunt puțin obraznici, dar nu fac niciun rău. Jelly sunt baza acestei lumi. Fără ei, fructele nu ar mai fi așa mari și zemoase. Wow! Cred că vor să ne arate golful Tutti Frutti. Băgăm fructul în fabrica dulce și va ajunge direct la lac. Wow! Și sucul va avea culori diferite. Depinde de fructul din care e făcut. Și acum fabrica dulce. Wow! Aici avem mixerul. Ce ritm! Hei, ce forme frumoase! Le ador! Bună! Sunt Angie. Aici veți putea bea smoothie-uri, milkshake-uri. Aveți banană cu pepene și portocală? Desigur! Dacă e în imaginația ta, atunci o putem face! Pentru golful Tutti Frutti. Știam eu, e delicios! Aceasta este cea mai frumoasă vacanță din viața mea. În sfârșit, aici erai. Știai deja despre golful Tutti Frutti? Sigur, știm toate colțurile lumii. Și mulțumită telescopului spion, le păzim și le protejăm. Adică mai sunt alte colțuri minunate în lume? Desigur, și fiecare are Magic Tears speciale. Da, și le poți duce acolo? E bine să le descoperim încet, încet. Pe lângă asta, trebuie să mai înveți întâi cum să faci covrigei de mână. Cry Babies, Magic Tears. E lumea prietenii și aventurilor magice. Cry Babies, Tutti Frutti. Cântecul verii. Gelatina? Perfect! Aciditatea sucului? Bună! Bun venit la marea petrecere a recoltei! Wow! Ce petrecere! Angie va începe să recite o poezie cu dedicație pentru toți Tutti Frutti. Da! Piersicile cresc, copacii înfloresc, merele și zmeura noi vom culege, smoothie-uri după plac ne vom alege. Grozav, Angie! Am lucrat la poezie o săptămână întreagă. Magic Tears Jelly! Să-i primim pe bebelușii din vale care au pictat această operă pentru golful Tutti Frutti. L-am pictat cu sucul fructelor, de aceea e așa de colorat. Aplauze pentru bebelușii din vale! Hip, hip, hip! Fantasy! Și acum, anul acesta, fantasy sunt grozavi! Să înceapă petrecerea! Mango și piersici, un curcubeu de fructe și un pupic pe frunte. Oh, 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 nu mă pot opri, tot timpul dansez. De când recoltez, nu mă opri din dansat. Noi tot ne-am agitat, eu mă învârt ca un acrobat. Nu mă opri din dansat, noi tot ne-am agitat. Mă învârt ca un acrobat. La dans, bebelușilor! Oh! Oh-oh! Din cauza condițiilor meteo, trebuie să oprim petrecerea și să o ținem săptămâna viitoare. Wow! Ei bine, încă o noapte fără surprize. Nu mă opri din dansat. Noi tot wow! Ce mod frumos de a începe ziua! Pe mai târziu, bebeluși! Se pare că s-au distrat ieri. Curățenie terminată. Stai! Nimeni nu are grijă de fructe azi. Nu ne oprim din dansat. S-a anulat concertul din cauza furtunii. Și de atunci nu ne-am mai putut scoate cântecul din cap. Și cine va recolta fructele? Trebuie să găsim o soluție. Unde vor fi fantasy? Diseară e concertul. Pit, trebuie să le scoatem neapărat cântecul din cap. Oh, mă gândesc să fac eu un cântecel mult mai bun. Pi, adun chitara. Cred că am o idee. Oh-oh! Exact cum a zis Pia! Nimeni nu a recoltat nimic săptămâna aceasta. E blestemul cântecului întrerupt. Furtuna aceea rea a oprit cântecul. Iar acum, băieții bebeluși vor dansa până la apus. Vrei să spui că nu își vor putea scoate cântecul din cap? Până când nu-l ascultă până la final? Mă tem că așa este. Cum? Ce putem să facem? Diseară îl cântăm din nou, iar acum îl cântăm până la final. Da! Și vom putea să recoltăm din nou! Hip, hip, și acum, haideți să dansăm din nou! La dans, bebelușilor! Da! Ce acrobatul meu, acum el s-a culcat! Asta e! Oh! Nu mă pot gândi la alt cântec în afară de cântecul Fruity Rock. Rock, rock, a Fruity Rock. Rock, rock, a Fruity Rock. N-ai timp versul deloc, dar știu că ritmul trebuie Fruity Rock. Da! Ura! Se pare că nu mai dansați pe acel cântec acum. Da, am reușit! A fost o seară uimitoare! Pa, Pia! Pe mai târziu! Rock and roll! Na, 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 na! Rock, rock! Acum nu vi mai puteți scoate pe acesta din cap? Nu! Glumeam doar! Oh, era să leșin! Good night, Connie! Petrecere în pijamale! Vrei să mergi la petrecerea mea în pijamale? Sigur! Petrecere în pijamale? Vin și eu! Vin și eu! N-aș rota așa ceva! Vin și eu! Vă acolo! Grozav! Aduceți-vă pijamalele frumoase! Eu o să port pe preferata mea! Să mergem! Stai! Loli, tu așează ghirlandele. Lenny, tu te ocupi de poze, în regulă? Lulu, tu faci lănțișoarele cadou pentru fiecare. Ciuti, tu te ocupi de tort. Mai întâi verifică dacă pernele sunt de ajuns de mai pentru bătaia cu perne. Cred că e în regulă. Între timp mă duc să o caut pe Sasha să văd dacă vrea să vină la petrecere. Sasha? Te invit la petrecerea mea în pijamale. Voi purta ceva grozav. Eu trebuie să-mi vopsesc casa. Dacă termin repede, voi veni. Super, ne vedem. Nu! Nu pe sub scară. Aduce ghinion. Ghinionul nu există, să știi. Vezi, nu-i nimic. Și din nou, și uite, auzi la ea, ghinion. Sper să nu-ți fie stricată petrecerea. Da, sigur. Trecutul pe sub scară, sigur nu-mi va strica petrecerea. Wow, grozav! Totul este superb! Auci! Oh, nu! Ce dezastru! E în regulă, avem timp să aranjăm până vin ceilalți. Surpriză! Am venit mai repede, nu mai puteam aștepta. Putem să-ți vedem pijamalele, te rog? Acum mă duc să mă îmbrac. O să fiți uimiți! Bebelușilor! Wow! Și acum altă surpriză. Haideți să începem cu pozele. Fă o poză bună. Ce ghinion, Connie! Arăți puțin special. Special? Ce urmează? Cutia cu surprize! Ce frumos! Lănțișoare! Și abțibilduri! Le ador! Îmi amintesc de fantasy! Mai e unul singur. Îl împarțim? Nu-ți face griji? Fac altele! Arată mâinile! Aha! Wow! Să dansăm! Ghinion. Nu este ghinion. Ghinion, Sasha. Sasha, ce s-a întâmplat? Nimic, nimic. Nu are sens. Și acum să înceapă poveștile de groază. Bebelușul a deschis ușa și biberonul era gol. Nu! Oh, Connie, cât ghinion ai! Bine, bine, e ghinion. Am trecut pe sub scară și Sasha mi-a spus că îmi va aduce ghinion. Dar nu am ascultat-o și acum totul e un dezastru. Petrecerea e distrusă. Hei, știu eu cum să scap de ghinion. Trebuie să sari înapoi într-un picior și să spui: ghinion, pleacă acum! Gata, să mergem la Sasha. Mi se pare sau scara se află în casă? Să facem liniște! Sper să meargă! Ghinion, Ghinion pleacă acum. Ghinion pleacă acum sau... ce se întâmplă? Scuze, Sasha, ai avut dreptate cu scara. Am ghinion. Ghinion? Dar era doar o glumă. Uite, nu se întâmplă nimic. Toți avem zile bune sau rele. Hei, ce pijamale frumoase! Voiam să o port la petrecere, dar totul a mers prost. Dar eu m-am distrat. Și eu. A fost cea mai bună petrecere în pijamale la care am fost. Și prima. A avut de toate. Povești, acții, build-uri, dans, schimbare și lănțișoare frumoase. Acesta e noroc, Connie. Magic Tears. Wow! Asta da petrecere în pijamale. Salvarea de pe lac! Miroase așa de bine! Lichidul din lac ar fi un parfum perfect! Va dura mult? Deloc! Iau niște lichid în borcan și gata! Nu acesta, nici acesta... nu vom termina niciodată! Borcanul! Te ajutăm să-l recuperezi! Va dura o veșnicie! E grozav să studiezi soarele. Soarele tot strălucește. Scrie! Wow! Ce e aia? Tu vezi? Acum avem ceva de făcut! Oh, nu! Se îndepărtează! Din fericire am o soluție! Da, cum așteptam! E în mijlocul lacului! Foxy, desenează o barcă și folosește-ți puterile! Da! Aha! Da! Acum putem ajunge la borcan! Wow! Bună idee! Mel, nu zâmbești! Nu crezi că e o idee bună? Păi... Nu crede că e o idee bună. Borcanul e prea departe și barca nu pare prea sigură. Are dreptate! Da! Corect! Știi cum să-ți depășești fricile? Du-te și ia borcanul! Nu se va întâmpla nimic rău! Dar nici nu știu să not! Nu te teme! Nu va trebui să noți! Văslește doar! Ofte, ce trebuie să fiu aici! Oh, mă scufund! Borcanul! Acum mă pot întoarce! Unde e cealaltă vâslă? Doar una? Hei! Ajutor! M-am blocat! Mel le strigă! E prea departe. Nu-i pot citi gândurile. Calmați-vă! Ne spune doar că a găsit borcanul. Nu? Nu cred că e doar asta. Să vedem! De ce se tot rotește așa? Oare pentru că am desenat doar o vâslă? Oh, nu! Mel nu se poate întoarce! Va rămâne în lac pentru totdeauna! Și e numai vina mea! Gândește, Ela! Am o idee! Foxy, desenează o funie! Hopa! Știu! O undiță uriașă! Ești sigură? Da! Wow. Bun! Nu, nici să nu te gândești. Gândește, Ela, gândește. Asta e, mai am o idee. Hai să golim lacul. Nu mă simt bine. Urtica mea. Haide, nu mai avem mult. Cred că mai sunt doar 1000 de milioane de litri rămași. Nu se poate. Să vedem. Oh, idee! Nu va merge. Ce să zici să... Nu mă pot gândi la nimic. Îmi scuze, Mel. Scuze că m-am încăpățânat. Magic Tears Jellies! Poftim? Asta e! Putem face o cărare! Haideți, bebelușilor! Folosește fructele să ajungi la mal! Poftim? Doar nu se așteaptă să folosesc fructele să ajung la mal, nu? Poți să o faci! Ha! 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 A! Ha! Ha! A! Da! Da! Iuhu! Mulțumesc că m-ați salvat! Ela, cred că nu mai e frică. Apropo, Lady, uite ce ți-am adus. Fructul perfect pentru a face parfum. Atunci, să vedem. O, da, vreau și eu. Și eu, vreau să gust. Hei, l-ați băut pe tot. Cine merge să mai aducă? Cineva? Cry babies, magic tears. E lumea plină de miri și aventurilor magice. Cry babies, Tutti Frutti. Hoțul de fructe. Nu, nu, nici aceasta. Nu, nu, nu. E greu să găsești fructe pentru a face cel mai bun tort de înghețată din lume. Nana, ai venit la țanc! Bananele tale vor face parte din cel mai bun tort de înghețată din lume. Va fi fructastic! Mulțumesc! Mă faceți foarte fericită! Magic Tears Jelly! Ține-le până mâine! Tropical! Tropical! Tropical, tropical, tropical. Yeah! Up, up, up. Dui. Rico! Baba! Fructe livrate! Bana? Bana? Ești acolo, Bana? Suntem gata să gătim! Unde sunt bananele? Nu știu și nici pe Bana nu o găsesc. Ce vrei să spui? Ai pierdut bananele? Nu le-am pierdut, am dormit cu ele și nici nu o găsesc pe Bana. Așadar a fost Bana! Ea nu voia să le împartă. Oh, nu! Bana e hoțul de fructe al golfului Tutti Frutti! Căpșunile mele! Pepenii mei! Frumoasele mele portocale! Nu! Bana nu ar face așa ceva. Papa, tort de înghețată! Nu vă temeți, îl mai putem face. Trebuie doar să o găsim pe Bana. Și cum o vom putea găsi? Tu chiar crezi că a fost Bana? Şi, trebuie să ne concentrăm. Poate este în pericolor. Bana! Un indiciu! Uite! E încă unul aici. E coaja de la una dintre banane. Repede, să urmărim indiciile. Uitați! Pe acolo! Încă unul! Uite, am mai găsit un indiciu. Bana, Bana. Psst, psst. Frumoasa ascunzătoare, nu? Bana nu mi-ar găsi niciodată căpșunele aici. livrate. Faceți liniște! Bana poate apărea oricând. Nu a fost Bana. Bana e o hoață. Și o să o prindem ca să-ți dovedim. Ah! E hoțul! Hai, Dreamy! Rândul tău! Dar ce faceți voi aici? Uite, fructele mele! Așadar, nu a fost Bana! Ce ușurare! Gelato! Dar unde este Bana? Dați-mi banana! Hoțomanilor! Oh, nu! Jellies nu pot merge în fabrică! E împotriva regulamentului! Bana! Bana, scuze! Am crezut că tu ești hoțul de fructe. Oare ne poți ierta? A spus că da. Și acum puteți face tortul de înghețată. Dacă nu o mănâncă Bana înainte. Wow! Cry Babies, Cry Babies, Magic Tears. E lumea prietenii și aventurilor magice. Cry Babies. Cry Babies s-au micșorat partea întâi. Wow! Mega telescopul cosmic! Chiar e pentru mine? Desigur, Andy! Știi că îmi place să dăruiesc lucruri? Hopa! La ce e bun acest buton? Nu! Ai grijă, Sasha! Mai bine nu atingi nimic până nu termin de citit instrucțiunile. A? Scrie aici. Ar putea avea efecte catastrofale, ca o furtună de sateliți. Sau să ne facă pe noi foarte mici, ca și cum ne-ar fi înghițit o gaură neagră. Surpriză! Ți-am adus câteva cadouri! Roza, o zi plină de cadouri! Ce-ar putea să fie? Hei, Lizzie! Unde mi-e verișoara preferată? Mua! A durat ceva până să te găsesc. Iată cel de-al doilea cadou! Adus direct din cer! Teaua care strălucește cel mai tare din galaxie! Vă prezint cu mândrie pe... Daisy, regina muzicii pop! Și Misu, uimitorul meu partener! Sunt în turneu cu Daisy! Eu organizez concertele! Ai nevoie de ajutor, Daisy? Nu, mersi! Sunt doar puțin amețită după atâtea călătorii! O să profit de timpul meu de odihnă. Oh, nu! O furtună? Acum? Dacă va ploua, nu vom putea vedea absolut nimic prin telescop. Ah, mai ții minte dansul fără ploaie? Ploaie, ploaie, nu veni, hai și tu în altă zi. Ploaie, ploaie, nu veni, hai și tu în altă zi. Apa e vitală pentru plante, pentru legume și aproape pentru orice, cu excepția jocului. Ploaie, ploaie, nu veni, hai și tu în altă zi. Hei, de ce nu s-a oprit? Să încerc și eu. Am reușit! Bebelușilor, mă ajutați cu bagajele? Desigur! Sigur ești obosită după călătorie. Turneul în jurul lumii trebuie să fie... Ce telescop uimitor! Acesta e bagajul ei micuț. Ce valiză elegantă! Un buton! Hopa! Unde a dispărut Daisy? Poate s-a dus acasă. Hei! Cine a atins telescopul? Daisy, te-ai dus acasă? Păi nu e nici aici. Hopa! Acum unde s-au dus ei? Ce s-a întâmplat? Se pare că ne-am micșorat! A atins cineva mega telescopul cosmic? Da, eu! Nu știam că este periculos! Acum ce ne facem? Ai grijă! Hei! Unde sunteți? Misu, ajută-mă! Cred că se joacă de avați ascunselea. Verific eu înăuntru, bine? Unde sunteți, bebelușilor? Bebelușilor? Suntem aici! Te-am prins! Te-am prins! Te-am prins! Daisy! Daisy, vii! Nu mă pot opri! Să mă ajute cineva să cobor! Nu sunt nici înăuntru! Sper că n-au pățit nimic! Poate au plecat cu balonul cu aer cald? Dacă le-a suflat un uragan departe și au rămas blocate pe vârful unui munte. Mai bine caut ajutor. Sigur le voi găsi cu ajutorul lui Fantasy. 1, 2, 3 și suflă! Salvată! Cry Babies s-au micșorat partea a doua. Am văzut că era un unicorn frumos cu aripi de frumos. Am nevoie de ajutor! Ce ai pățit? Fetelor, testam super telescopul cu Andy, dar deodată a apărut Connie și Lizzie și Daisy, regina muzicii pop. Și deși s-a auzit un tunet, în final nu a mai plouat și totul era super bine, până când Daisy a dispărut. E imposibil! Am intrat în casă să văd dacă era acolo și când am ieșit iar, țac-pac, și Andy și Lizzie au dispărut! Și unde s-au dus? Uf, cât pe ce! Mulțumim, Jelly! Am o idee! Ei o să ne ducă în lumea fantasy! Suntem salvate, Daisy! Să mergem, bebeluș, papa sus! Dar nu acesta e drumul! Unde mergeți? Oh, nu! Hei, bebelușilor! Uitați ce am găsit! Ce este? E geanta lui Daisy, dar e așa de mică! Miroase ars! Scrie aici că e foarte periculos să-l folosești în timpul unei furtuni. Dacă lovește un fulger, micșorează totul până ajunge cât o boabă de fasole. A? Fulger? Oh! Cred că prietenele noastre s-au micșorat! Oh, nu! Cum le vom putea găsi? Din fericire sunt pregătită mereu! Aha! Ah! Înfricoșător! O să-mi folosesc puterile să intru în mintea lui Andy. Ciudat, totul pare întunecat. Priviți, bebeluși! Desigur, să ne urcăm în copac. Putem atenționa bebelușii de acolo de sus. Au voci! Sunt Ela și Pom. Suntem aici! Ce mere frumoase! Gemul va fi delicios! Gem? Ajutor! Ajutor! Acum că știm că s-au micșorat, trebuie doar să le găsim și să inversăm procesul. Fulgerul va lovi încolo, va ieși pe acolo, lovindu-le corpurile mici și readucându-le la dimensiunea normală. Nessie, îți poți folosi puterile să faci un fulger să vină din cer? Desigur! Pot controla vremea! Ajutor! Gemul sună delicios! Opriște robinetul, Grace! Nu trebuie umplut de tot? Să distribuim Cry Gem în celelalte cartiere? Da! Ce idee grozavă! E numai vina mea! N-ar fi trebuit să ating telescopul. Nu, e vina mea că nu am luat telescopul de acolo la timp. E vina mea. Eu trebuia să am grijă de voi. Aveți încredere, bebeluși, totul va fi bine. You just need to wish it with all your might. Sometimes I feel I could touch the sky with my fingertips and fly. If it all goes wrong, just trust yourself. Ah! Bună, bebelușilor! Vreți niște pâine cu craigem? Ți-ai pierdut cumva, Suzeta? Călcați cu grijă! Ne puteți strivi prietenele! Oh, gemul nu mai curge! Cred că ceva înfundă țeava. Voi verifica! Hei, suntem aici! Sunt gândaci vorbitori în gem! Le-am găsit! Bebelușilor! V-am găsit! Bebelușilor, sunteți gata? Da! Păi, dă-i drumul, Nessie! Imediat vine fulgerul! Ne-am reîntors la mărimea normală! Trust yourself.